Îmi doresc să încurajăm. Și aici vorbim și de o companie 100% românească, RomGazul, nu care avea neapărat importanță acest lucru, dar încurajăm astfel de acțiuni din două perspective. În primul rând, pentru a asigura independența energetică a țării noastre, un lucru extrem de important, și în al doilea rând, ne dorim și prin dezvoltarea altor proiecte energetice, ca România să devină un hub energetic regional. Doar am spus și n-am știut să exploatăm aceste lucruri. Avem o țară bogată care, atunci când vine vorba de a exploata resursele naturale, bogățiile acestei țări, a țării noastre, n-am știut să le valorificăm în folosul cetățenilor. Astăzi avem producție internă care este aproape similară cu consumul. În curând vorbim și cu această investiție, cu această nouă descoperire, începem să vorbim de o supraproducție, cu ghilimele de rigoare, am ajuns în această situație, care va avea cel puțin două efecte. Începem să jucăm pe export și, Dumnezeule, începe să echilibreze piața, că nu mai joacă niciun agent economic în disperare de a găsi gaze. Teoretic, este un imbold foarte bun și pe zona de competitivitate.